Salut! Suntem la sfârșitul lunii august și este perioada optimă pentru a culege semințele din florile uscate de trandafir. Dacă aveți un trandafir deosebit care vă place în mod special, este timpul să recoltați florile uscate care conțin semințele. Așa cum se vede în imagine, îndepărtăm ușor petalele, iar în interior vom găsi semințele. Le scuturăm ușor pe o hârtie și în felul acesta le păstrăm pentru a le pune la germinat. Aceasta este o altă metodă prin care vă puteți înmulți trandafirii preferați din grădină. Este o metodă simplă cu rezultate bune. Nu toate semințele vor germina, dar o parte din ele germinează și vă asigură în felul acesta răsaduri de trandafiri. Eu am să procedez în acest fel și am să pun la germinat aceste semințe. Vom vedea mai târziu câte din ele s-au transformat în lăstari. Sunt semințe mici, dar sunt suficiente pentru a crea noi plante din florile preferate. Vă îndemn să faceți și voi această operațiune în această perioadă, pentru că este perioada optimă și cu siguranță aveți în grădină flori preferate, trandafiri pe care doriți să-i multiplicați și prin alte metode decât prin metoda butășirii directe. Atât pentru astăzi, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi pentru a vă bucura în continuare de florile voastre preferate. Numai bine!